este că această lege 192/2006 a fost într-adevăr proiectul a fost făcut de reprezentanții Uniunii Naționale a Mediatorilor din România cu un grup de parlamentari, atât senatori cât și deputați. La 30 iunie, pe data de 30 iunie 2006, a trecut de Senat, deci a avut aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare, iar pe 30 iunie a trecut cu un singur vot împotrivă de plenul Senatului, lucru care pe mine a bucurat, pentru că în cadrul acestei lupte politice, totuși, legea medierii a trecut cu bio, e adevărat, cu amendamente pe care, astea sunt, deocamdată oamenii încă nu cunosc ce greutăți întâmpinăm noi în mediere și ne-am mai periat un pic proiectul. Domnule Bălamuțele, spuneți-mi, vă rog frumos, în ce raportul vă aflați cu lumea avocațial? Se exclude aceste două lucruri? Sau dumneavoastră chiar le spuneți managerilor care ajung în fața dumneavoastră și care doresc să fie mediați, că ar fi bine să aibă totuși un avocat lângă ei? Nici pe departe nu se exclud, nici pe departe. Mai mult decât în mediere, de cele mai multe ori, cel puțin în cazul meu, întotdeauna părțile, că vorbim despre manager, că vorbim despre persoane fizice cu care au avut un anumit litigiu, de cele mai multe ori spuneam, erau asistați de avocați. Mai mult decât atâta, așa cum spunea și colega noastră, există varianta ajungerii la o înțelegere în momentul în care părțile sunt de acord cu o anumită soluție pe care ei o combin. Ei bine, toate aceste lucruri, cu atât mai mult în domeniul business, trebuie puse în pagină și trebuie puse așternute pe hârtie ca să fie ok și din punct de vedere juridic. Și acolo este foarte mare nevoie de avocat. Și nu numai acolo, dar este numai unul din exemple. Mai mult decât atâta, avocatul poate să-și asiste partea pe întreg parcursul medierii, astfel încât să se asigure că drepturile nu-i sunt încălcate. Nici pe departe nu se exclud. Nu poate fi vorba de așa ceva. Mai mult decât atâta, este o modalitate prin care, având în vedere că și la avocație este o profesie liberală, satisfacția clientului lor este maximă. De ce? Pentru că și-a ales soluția. Da? Și un client mulțumit, știm cu toții mai departe ce aduce. Vine avocatul de mână cu clientul la dumneavoastră, domnule Dedus, sau dumneavoastră îl sfătuiți pe client că ar fi bine să-și ia un avocat alături? Nu. Deci, în primul rând, mediatorul nu dă sfaturi, nu dă soluții. La mediere poți veni atât cu avocat, cât și singur. După cum vă explica colegul, mediatorul este imparțial, neutru și, în primul rând, el nu are voie să dea soluții sau sfaturi. El trebuie să ajute părțile să-și găsească singuri soluțiile. Apropo de avocați, vreau să vă spun că noi colaborăm foarte bine cu Uniunea Națională a Barourilor din România, iar domnul președinte Florea nu numai că a fost de acord cu medierea, ci ne-a și ajutat foarte mult. Vreau să vă spun că îndrumă avocații spre a urma cursuri de mediere, iar unul dintre un articol care modifică legea 192/2006 se referă la exercitarea profesiei de avocat și a profesiei de mediator, care, ca și o noutate, permite avocatului să-și desfășoare activitatea în același birou unde face și mediere și serviciul de avocatură. Am înțeles, domnule. Despre acest lian vom discuta dintre lumea mediatorilor și cea a avocaților. Medierea ca soluție de rezolvare amiabilă a litigiilor câștigă greu teren în România. Cu toate acestea, tot mai multe companii încep să ia în calcul această procedură și o introduc în contractele comerciale pe care le încheie cu partenerii. Avocații spun că avantajele medierii ar trebui promovate mai mult, pentru că asta ar aduce câștigul tuturor părților. Societățile comerciale, agenții economici, cum se numesc acum mai coloquial, încep să se intereseze de procedura medierii pentru a introduce ca și măsură de soluționare a eventualelor litigii în contractele comerciale pe care le încheie. Arin Avramescu, fondatorul cabinetului de avocatură care îi poartă numele, spune că firmele au șansa de a aprecia primele avantajul medierii datorită numeroaselor relații de afaceri pe care le au. Mai repede se vor îndrepta spre mediere societățile comerciale, persoane juridice, pentru că au uneori șansa de a se întâlni cu procedura asta în discuțiile cu partenerii, de ce nu în relațiile cu parteneri străini, decât persoanele fizice care ar apela la mediere în zona
dreptul civil. Avantajele apelării la mediere sunt numeroase pentru oamenii de afaceri, după cum subliniază și Alina Cobuz, partener al firmei de avocatură Cobuz și Asociații. Orice om care desfășoară relații economice știe că este foarte neplăcut să apară pe prima pagina ziarelor, să-i se distrugă business-ul, să-i distrugă reputația pe piață datorită acestor informații care apar. Și prin mediere, practic prin intermediul acestei confidențialități, el poate să dea palma, poate să bată palma, poate să se bucure ca la sfârșitul acestei medieri să rămână într-o relație în continuare bună de afaceri cu cel cu care a avut conflictul respectiv. Cel mai important efort pe care mediatorii trebuie să-l facă în acest moment este să promoveze această procedură de rezolvare amiabilă a litigiilor în rândul oamenilor. Istoria ei, mult prea scurtă, nu asigură un grad satisfăcător de cunoaștere a medierii ca soluție alternativă. Medierea, concilierea, tranzacția, arbitrajul sunt alte posibilități pe care oamenii le au la dispoziție și reușesc să degreveze și sistemul de justiție. Alin Avramescu spune și el că avocații ar trebui să se implice mai mult în promovarea instituției medierii pentru că ar avea de câștigat pe termen lung. Ei sunt primii care ar trebui să sfătuiască clienții să apeleze la o asemenea soluție dacă consideră că sunt șanse pentru a rezolva amiabil conflictul apărut. Avocatul nu e dat la o parte de mediere, ba din contră, și creează oportunități noi de a-și dezvolta și de a-și pune în practică îndemânarea și mintea și logica dobândită în practica pur avocățească. Alin Avramescu atrage însă atenția că medierea nu trebuie impusă de instanțele de judecată ca o procedură obligatorie pentru cei care ajung într-o situație litigioasă. Medierea trebuie să-și păstreze caracterul voluntar, caracterul acela în care părțile au dreptul să opteze sau nu pentru rezolvarea litigiilor prin mediere. Am revenit în studio alături de cei doi invitați. Domnule Gervas, ați pronunțat mai devreme două cuvinte cheie apropo de procesul de mediere, timp și bani. Spuneați că în România medierea practic economisește timp. Cum stăm cu factorul bani? Dincolo de faptul că timpul înseamnă bani, cum stăm cu factorul bani. E bine, nici mediatorii nu muncesc pe gratis. Există un onorariu pe care fiecare mediator și îl stabilește, funcție de timpul pe care consideră că îl va petrece, funcție de complexitatea cazului, funcție de numărul de părți. Fiecare mediator este liber să facă acest lucru. Onorariul este plătit în egale măsură de cele două părți. Dacă părțile nu convin altfel, de principiu, onorariul se plătește 50%, 50% sau se împarte în mod egal pentru numărul de părți. De la mediere, însă dacă părțile convin altfel, poate fi suportat numai de una dintre părți. Cu toate acestea, neutralitatea și imparțialitatea mediatorului nu va fi afectată. Acesta este un aspect. Un alt aspect, ceea ce se poate transforma oarecum și într-un dezavantaj al medierii. Pentru că toată lumea va zice, ok, am o problemă, mă duc la mediator, îi plătesc un onorariu, mic, mare, nu știu, fiecare stabilește. Nu e un panaceu universal mediator. În niciun caz. Trebuie să-i niște dezavantaj. Merg la mediator, mediatorul mă ajută, nu dă nicio soluție, ceea ce în general pentru români este ceva ciudat. Mă ajută, nu ajung la o înțelegere, după care eu mă duc în instanță și, surpriză, în afară de banii pe care îi cheltuiam în mod normal, ajung să mai plătesc alți bani. Ceea ce am constatat de-a lungul timpului este în felul următor. Au fost cazuri în care părțile nu au ajuns la o înțelegere la mediator. Însă, în momentul în care au ajuns în instanță și au văzut diferența dintre ceea